Aseară de polițiștii de frontieră din Vama Naidă, și în timp ce încercau să treacă ilegal granița dinspre Serbia. Oamenii le-au spus polițiștilor că nu mai suportă regimul Gaddafi și au cerut azil politic în România, mai ales că părinții lor și mai mulți prieteni ar fi studiat în țară. Cei patru s-au ales cu dosare penale pentru trecerea frauduloasă a frontierei de stat și au fost predați ofițerilor de la Oficiul pentru Imigrări din cadrul IPJ Caraș-Severin. Ei vor fi transferați la Centrul pentru Imigranți din Timișoara.